Frații, mulțumesc lui Dumnezeu, trebuia să fiu mort de mult. M-am născut în România, într-o familie ortodoxă, vreau să încep să nu vă las cu ochii în soare. Eram singurul băiat, cel mai mic, între patru fete. Tatăl meu, fiind armean, a obținut o viză în 1968. În 1969 ne-a venit plecarea, armenii, evrei poate să emigreze din țările comuniste. Familia a fost ruptă în două, două surori cu mama a rămas și eu cu două surori și tata am plecat spre America. M-au smuls din brațele mamei mele la aeroport, o iubeam pe mama mai mult, eram un copil mămos și aceea mi-a cauzat căderea. În Los Angeles, când am ajuns, am fost la școală câțiva ani de zile, bineînțeles, la vârsta de 15 ani deja frecventam clubul de noapte, țigări, tutun, tabac, relații nepotrivite și aruncasem într-o lume ireală, o lume a suferinței, o lume a drogurilor. Mă drogam să trăiesc, trăiam să mă droghez, eram un om mândru, eram plin de mine, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu aveam nici treabă cu El, nu citeam Biblia, eram un copil ortodox, dar nici ortodox nu eram. Mergeam la biserică, dar Hristos nu era în centrul vieții mele. Nu știam cine. Era un făt frumos într-un film când l-am văzut. Acum, timpul a trecut, familia mea s-a reîntregit. După 6 ani, era prea târziu pentru mine. Am ajuns în reabilitări, am ajuns în narcoți anonimi, alcool anonim. Și la un moment dat am vrut să aveam, vreau să scap de drogurile astea, dar nu mai puteam. Zi și noapte mă drogam, au aflat părinții mei, am creat un calvar. Să știți, și tinerilor, mulțumiți lui Dumnezeu, ascultați-mă, pentru că aici se varsă lacrimi pentru voi. Nimic bun în lumea aceea, nimic nu e bun. Ajungeți la Roșcov, ajungeți la porți acolo. Pentru că diavolul știe cum să ne împurce pe toți, să ne spurce, să ne lege, pentru că majoritatea oamenilor sunt legați. Eram legați de feluite duhuri, de patim, eram distrus. Știam că am o problemă, dar nu puteam să mă las. Nu avem nicio putere să ne lăsăm. Am intrat la niște spitale în curând, unde doctorii se mirau cel mai ține pe omul ăsta în viață. Era mâna lui Iisus Hristos care mă ținea în viață. Salmistul spunea: nu voi muri și voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, dar nu m-a dat pradă morții. Direct în centrul Bibliei, Psalmul 118:17 spune clar. Acum, m-am dus la vrăjitori în final. Cineva a zis: dacă duci la vrăjitori ăștia, nu știu ce fac pe acolo. Și m-am dus. Și am crezut, am vrut să mă las de droguri, nu mai puteam să mă las. Luam pastile să mă culc, pastile să mă trezesc, fumam, tot felul de droguri l-am. Și la un moment dat am simțit în mine, era o putere demonică în mine, ca prin vrăjitori ăștia, și eram chinuit de duhurile acestea. Vreau să caut ajutor, plângeam înăuntru meu, aveam gândurile numai spre rău, auzeam vocea, am devenit schizofrenic, paranoid. Am făcut o schimbare geografică, am zis: dacă îmi schimb locația, poate îmi schimb viața. Am ajuns din Los Angeles în Dallas și acolo, 8 ani de zile am lucrat, aveam bani, aveam o slujbă bună, făceam bani mulți acolo și n-am mai avut droguri câteva luni de zile, dar beam alcool și la un moment dat cineva a venit, așa lucrează celor, și m-a băgat în lucruri și mai rele. În Dallas am cunoscut oameni care făceau și produceau un drog nou care venea în 3 forme, cristal, lichid injectabil și pudră, crystal meth, metamfetamine. Am început să iau acest drog și mi-am făcut complet creierul praf. Eram ca un zombie, în 3 ani de zile din nou în spitale. Plămânii mi-am făcut praf, prostata, stomacul, eram terminat. Numai toată, aveam 5 boli în mine și o boală incurabilă, nu mai era nimic de făcut. În Dallas am cunoscut niște oameni care acum 5 ani am dat de ei, am vorbit cu ei, șeful meu care lucram pe schele cu el era la o biserică baptistă de 2000 de membri în Dallas. Eu n-am știut lucrul ăsta. Și am lucrat 8 ani lângă el și când am sunat acum 5 ani din București, zic: uite, Iisus Hristos mi-a schimbat viața, m-am îndrăgostit de el. Danny, ce mai faci? Uite așa, uite, am trecut pentru o pușcărie în final, uite așa, îi explicam, îi mărturiseam, vreau ca Iisus Hristos să fie și în viața lui, că asta e pasiunea mea, să spun la oameni cum Dumnezeu mi-a schimbat viața. Și la un moment dat mi-a spus: și eu îl cunosc pe Domnul, a căzut cerul peste mine și, da, vorbesc cam repede, că vreau să bag cât mai mult, frații mei, a căzut cerul pe mine, Dani, am lucrat lângă tine 8 ani de zile, Dani, aveam sevraje, Dani, eram un om distrus și tu nu mai vorbi de Domnul, ce s-a întâmplat cu tine? Și am rămas prieten cu el, nu l-am judecat, frații mei. Am rămas prieten cu el și n-a avut nimic să-mi spună. Cum putem noi să-i ducem pe cei din captivitate spre libertate când noi înșine suntem prinși în captivitate?
Cum putem noi, dacă gura noastră n-a fost plină de amărăciune, cum putem să avem plină noastră de strigăte de bucurie, de cântări de veselie? N-avem cum. Dacă eu nu m-am întâlnit cu Iisus Hristos, viața mea nu s-a schimbat. De aia ne avea un scaun favorit între 2000 de membri. Gânta, dădea îndemnuri, dar n-avea o relație cu Hristos. Și mulți din adunările noastre n-au o relație cu Hristos, n-au intrat în odihna Lui, n-au intrat într-o relație cu El. Și Domnul așteaptă și spune, grăbiți-vă să intrați într-o relație cu mine, vreau să vă arăt ceva mai mult, vreau să fac ceva mult prin voi. Și asta spune Domnul și ne spune că, pentru că asta spune Dumnezeu, aveam dureri în ființa mea, am vrut să-mi iau viața de câteva ori. Am ajuns într-un spital și doctorii se mirau din nou, cel ține, aveam o travă în sânge. Eram terminat, m-au pus pe perfuzii, n-a lucrat pentru mine nimic. Chiar vreau să scap și am zis, nu mai merită să mai trăiesc, gata, îmi iau viața. Și Dumnezeu nu m-a lăsat să mor. Trebuie să mai trăiesc, trebuie să treacă 17 ani din momentul de când am plecat din Dallas, frații mei, din momentul când m-am întâlnit cu, am știut oamenii ăștia, nu știam ce înseamnă să fii pocăit, nu știam ce înseamnă să fii copilul Dumnezeu. N-am auzit de lucrurile astea niciodată. Ascultați-mă, i-am lăsat lui Dani un verset, Matei 10:32-33, scrie acolo și în Luca și în Marcu. Scrie la fel, dacă nu mă mărturisiți la oameni, atenție, la oameni, nici eu nu vă mărturisesc în fața Tatălui și a îngerilor. Noi îl cunoaștem pe Iisus aici. Noi îl cunoaștem, eu pot să vă dau mărturia, să vă spun ce a făcut Domnul în viața mea. Dar sunt oameni aici afară care nu-L cunosc pe Domnul, în școlile noastre, în familiile noastre, pe străzile unde umblăm. Când te duci să cumperi o pâine, femeia ți-a un leu pe pâine, tu îi spui, uite, îți dau pâinea vieții fără niciun ban. Slăviți să fie Domnul, de aceea Dumnezeu ne îndeamnă, vorbiți cu oamenii. V-am rânduit să mergeți, să faceți lucrarea mea, v-am dat putere, v-am dat Duhul Sfânt, v-am dat autoritate peste toate duhurile întunericului. Mergeți! Că prin asta e bucuria care noi o avem, o mare bucurie și voi veți face lucrurile care le-am făcut eu. Am plecat, am ajuns în Los Angeles și în Los Angeles am intrat într-un anturaj mai rău decât eram, fraților. Așa lucrează diavolul, mergeam din rău în mai rău. Am cunoscut oameni din mai multe organizații criminale, fiind un drogat, cumpăram droguri. Și cunoscând oamenii traficanți de droguri, am ajuns să-i cunosc pe ăștia și erau din mai multe națiuni acolo, erau oameni, intrasem într-o capcană de mândrie, de ură, de violență, o mocilă numită păcat, n-am mai putut să ies afară. Am văzut aceste acțiunile acestor oameni care erau asasini plătiți, erau spărgători de case, pleava societății. Nu am timp să vă vorbesc de asta, dar am văzut că acțiunile se terminau în cimitire. M-am speriat și într-o noapte am strigat la cer. Și am zis, dacă există, Dumnezeu există, am nevoie de tine, da, Dumnezeu există, Dumnezeu este și Dumnezeu vine în ajutorul celor, strigă la El, slăvit să fie Domnul. Și am strigat, era 2-3 dimineața, alergam, ascundeam, amenința familia, mă căutau diferite agenții de poliție, mă căutau, făcând umblam cu ei, cu oamenii ăștia, 8 ani de zi n-au umblat. Și am văzut ce făceau, erau oameni reci, erau oameni care umorau în sânge rece, nu aveau nicio remușcare. Și am văzut ce s-a întâmplat și am zis, nu mai pot să mă duc nicăieri. Și am strigat, am zis, numai tu mă poți să mă scap. Și da, e adevărat, Dumnezeu m-a scăpat. M-a băgat într-o pușcărie. Galateni spune, ce seamănă omul, Dumnezeu nu a să-i bagiocorii, ce seamănă va și se cera. Nu poți să faci rău să-ți vină bine. În această detenție am auzit primul mesaj biblic, eram între cei mai periculoși oameni, oamenii ăștia se lăudau cu faptele lor murdare, câți oameni au omorât și ascuteau cuțitele, eram ca niște animale acolo. Acolo a venit Dumnezeu, acolo i-a coborât El. Nu i-a fost rușine să coboare la un depravat ca mine. Și acolo Dumnezeu a venit, spune acolo încă fiul risipitor, tatăl l-a văzut. Fiți atenți că noi toți am fost pe undeva, noi toți am fost fii risipitori, am risipit bunurile Dumnezeu, am risipit viața noastră, am risipit binecuvântările Lui, dar fiecare din noi Dumnezeu ne-a scos de undeva. Să știți, și de aceea trebuie să-i mulțumim, de aceea trebuie să-l lăudăm, de aceea trebuie să stăm cu fața la pământ, să ne închinăm acestui glorios Dumnezeu toată viața noastră. Și acolo am auzit mesajul biblic, aici un păstor negru, carismatic, nu știu ce era, era plin de focul Duhului Sfânt. Și a spus, răzvrătiților, eram mai mulți acolo, eram pușcăriași, unii aveau până la 1000 de ani sentințe, nu mai așa niciodată. Eu eram în cercetare, vrea să-mi dea viață, vrea să-mi dea 20 de ani. Și a venit și s-a uitat la noi și am fost ca voi, am stat în scaunul acela, acum 5 ani eram aici și m-am strigat la Dumnezeu, aveam 20 de ani de făcut și am strigat la Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat drumul în 5 luni. M-am uitat la el și zic, wow, ce actor,
N-am auzit niciodată. Dar a vorbit de dragostea lui Dumnezeu, a vorbit de Fiul lui Dumnezeu, a vorbit că Dumnezeu însuși s-a dezbrăcat de dumnezeirea Lui, a luat un trup prin Fecioara Maria, a coborât, a trăit printre noi, a suferit printre noi, n-a avut o pernă să-și pună capul, adesea în foamete, în frig și adesea spunea, până când să mai fiu cu voi? O, puțin credincioșilor! Și Dumnezeu spune că n-a refuzat pe nimeni și a vindecat, a făcut minuni, slăvit să fie Domnul, că și astăzi face lucrurile acestea. Dar trebuie să găsească credință în noi. Și s-a uitat la mine și a zis, fiule, pune pe Dumnezeu la încercare, mi-a dat o Biblie, am să încerc la mea. Nu știa să mă rog, m-am pus în genunchi acolo, mă rugam la Înger, la Mama Maria, așa știam eu. Am deschis Biblia la Psalm și am zis, Doamne, dacă Tu ești Dumnezeu ăsta care iubești oameni ca mine, eu nu pot, nu știu, dar reducem sentința așa să cred în Tine, nicio problemă. Dumnezeu face, Dumnezeu poate totul. I-am curcat mintea judecătorului, eram acolo în lanțuri cu șerifii lângă mine, vrea să mă condamne și deodată Dumnezeu vorbea prin el, să uite la mine și că trebuie să fac ceva cu omul ăsta. Cred că îi dau drumul. A sărit procuror, cum să-i dai drumul? Are 14 dosare. Fiecare dosar cerea 3 ani de zile. Și am zis, să uite la mine, trebuie să fac ceva, hai. S-a apărut de bancă, a scris ceva, hai, domnul Alexandru, am să îți dau atâta timp. 3 ani și 8 luni. M-am bucurat, mi-a sărit inima din piept. Plus timpul care am făcut și plus altă parte, cu aia vorbim alt. În momentul când am intrat în pușcărie, mi-au luat sânge doctori și m-au depistat cu o boală incurabilă, nu mai era nimic de făcut. Și 5 boli în mine grave, eram putred. Aveam 45 de ani și mi-a spus, nu mai n-ai să mai trăiești mult, ai făcut multe daune în tine. Și mi-a spus, și-a știut, ai fost un drogat toată viața, 30 de ani m-am drogat, ia. Dar am citit Psalmul 103, fraților, unde spune așa, să nu uiți suflete, să-L binecuvintezi pe Domnul tău, că tare mult bine ți-a făcut. Nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă câte? Toate fără de legile tale și îți vindecă câte? Toate boalele tale. Mi-a sărit în ochi psalmul, i-am spus la doctor, n-am treabă cu voi, eu știu pe unul care mă vindecă. A zis că-s nebun, a luat o razna, eram singurul român între 8.000 de deținuți acolo, lângă Sacramento, unui cel mai mare pușcărină în California. M-am dus în celula mea și am zis cu lacrimi în ochi, în anul 2002, am zis, Dumnezeule, dacă Tu mă vindeci, îmi dau viața Ție, câte zile mai am, Ție ți le dau. Nici o problemă, asta vrea Domnul. Dar am făcut-o cu toată inima și cu lacrimi. Dumnezeu avea deja pregătită vindecarea. Avea un viitor și o nădejde să... Avea o soție care mi-o pregătea în România, slăvit să fie Domnul. Trebuia să mă întâlnesc cu ea. Avea o binecuvântare mare să lase peste mine. Avea o mărturie să pună în mine, o dragoste. Mi-a dat Dumnezeu totul. Mi-a dat o inimă nouă. M-a spălat în cuvântul Lui, m-a spălat în sângele Lui, m-a spălat prin Duhul Sfânt. Mi-a pus o inimă nouă, un Duh nou și a pus și Duhul Sfânt în mine ca să păzesc și să țin poruncile Lui, că nimic de la noi, și spune El acolo în Zicher, capitolul 36, nu din pricina voastră fac lucrarea aceasta, din pricina numelui Meu, ca numele Meu să nu mai fie batjocorit printre neamuri, că noi nu trăim pocăința. Bine, unul de afară, păi ăsta, ce face ăsta, fumează, bea, ce să mă mai pocăiesc? Fraților, am o bucurie extraordinară și nu mai am pierdut niciodată. Nu mai pot de bucurie, Îl iubesc pe Iisus. Și am spus soției mele, i-am spus, Iuliana, știi ce? Îl iubesc pe Domnul mai mult ca pe tine. Așa te vreau, așa te vreau. Că dacă tu îl iubești pe El, mă iubești pe mine. Că noi iubim. Vedeți, Dumnezeu ne împrumută totul, ne dă totul, ne înarvune, ne dă totul ca să... Noi suntem oameni egoiști, hai să fim serioși. Suntem oameni, it's mine, for me, al meu, pentru mine și nimic altceva. Dar când vine Domnul, te scoate din zona aia și te pune undeva unde te cheltui tot. Te cheltui tot. Haideți să vă arăt ceva. O să venim. Fiți atenți la fiul risipitor. Vreau să vă arăt niște taine. De ce? Pentru că știți ce? De multe ori ne gândim. Băi, ce a făcut omul ăsta? Cum a făcut Dumnezeu lucrarea asta? Frații mei, Dumnezeu face o lucrare de necrezut. Avem un Dumnezeu care lucrează în supranatural. Noi lucrăm în natural, Dumnezeu lucrează în supranatural și Dumnezeu are un mesaj specific pentru tine. Are un mesaj pentru tine de încurajare, are un mesaj de ridicare astăzi, are un mesaj unde să cadă lanțurile vrăjmașului, are un mesaj care poate să te elibereze, să te vindece astăzi, că de multe ori noi îl întristăm pe El, El vine aici cu darul, vrea să vindece, vrea să te elibereze și noi nu lăsăm. Zice, e pleacă trist. Și hai să vă arăt ceva. Eu eram un păcătos, mâncam din gunoaiele lumii acestea. Fratele mi-a dat un timp scurt. Dar mai am câteva minute. Vreau să vă arăt ceva. Fiți atenți.
Eu știam unde am fost, știam că îl iubeam pe diavolul din toată inima mea. Aveam un duc de convingere și convingeam oamenii să-mi dea banii mințindu-i. Mințeam de înghețea apa în Los Angeles, mințeam când să nu înghețe niciodată, dar mințeam și îmi credeam minciunile. Atât de violent am fost, atât de convingător am fost, când vorbeam cu oamenii că îi făceam să plângă, să-mi dea, dar nu știam să-mi dea banii, dar nu știam că ăsta-i darul Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu același dar, când vorbesc cu oamenii, mai ales fiii risipitori, că i-am găsit pe toate pietonalele, i-am găsit pe toată România, că am fost peste tot, în toate orașele, și i-am găsit pe străzi oameni care au plecat din biserică și am vorbit cu ei și i-am restaurat, nu eu, Dumnezeu în biserici. Mă duc și vorbesc cu ei că fiul risipitor unde este? Poți să fii în adunare, frate și soră, și poți să fii un fiu risipitor. Poți să fii un fiu risipitor, poate ți-e rușine de tine și poate spui inima ta, Dumnezeu nu mă mai iartă. Ba te iartă Dumnezeu, te iartă Dumnezeu, pentru că el, natura lui este să ierte. Te ridică Dumnezeu, că natura este să ridice, să nimicească lucrurile diavolului. Și uite așa ce spune, știam unde eram. Vreau să arăt, condiția omului păcătos este o condiție de moarte, lipsită de viață, de spiritualitate, care vine de la Dumnezeu. Fiul risipitor a murit față de Dumnezeu, a plecat și a luat banii, s-a dus, s-a destrăbălat, a ieșit în lume, a ajuns la porți, la roșcove, acolo te duce păcatul. Și fiul risipitor a ajuns acolo și a murit față de Dumnezeu, dar și-a adus aminte, pentru că asta e pocăința, adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte, pentru că de multe ori când vorbesc cu oamenii și vorbesc cu mulți oameni și am venit din Saint Vei, din Biserica Muntele Sionului, de la Panti, și am spus, este un tânăr aici care e legat, astăzi Dumnezeu spune, vino în față, vino în față, te dezleagă Dumnezeu. Este un tânăr și a fugit în față, eu eram plin, era legat de droguri, era legat de o viață imorală și așa a lucrat Domnul, toată biserica s-a înflăcărat, a venit în față, Dumnezeu a eliberat. Două ori am stat la rugăciune cu frații acolo, slăvit să fie Domnul, toți au plecat cu zâmbetul pe gură. Condiția omului păcătos este să stea departe, la distanță de Dumnezeu, precum Adam și Eva, care s-a ruinat pe ei și întreaga omenire, ascunzându-se de Dumnezeu. Păcatul te face să te ascunzi de Dumnezeu. Păcatul te face să te ascunzi, nu mai ai îndrădare, nu mai ai îndrăzneală, nu mai poți să te rogi, nu mai ai duc de rugăciune. Păcatul, de ce? Diavolul te condamnă. Cugetul este întinat. Aveam zeci de mii de păcate, fraților. Eram în pușcăria și îmi plângeam păcatele de nu mai aveam lacrimi în ochi. Și am zis, cum poți tu să ierți un om ca mine? Și Dumnezeu te iartă. Nu puteam să mă iert, mă rugam, mă certam cu Dumnezeu, Doamne, sunt un om rău, am fost rău, am făcut rău și îmi plângeam păcatele. Mi-am făcut o listă de păcate și le scriam și zic, Doamne, iartă-mă și pentru asta și pentru asta. Și îmi plângeam păcatele, mă duceam într-un colț și cu prosopul pe gură îmi plângeam, pentru că dacă te vede acolo, te chinuie, ești în cei mai mari pușcăriași. Avea unul acolo până la 1000 de ani sentințe, fraților, acolo în California se dau sentințe, 17.000 de ani. Am să vă spun niște mărturii incredibile. Ăla ce mai, dacă mi-a spus, taci cu Iisus, nebunule, dacă mai vorbești de Iisus, ai probleme cu noi. Că numai de Iisus vorbeam, că s-a aprins o pasiune asta în inima mea. Și îmi făcusem o listă și mi-am plâns păcatele. Atât de mult mi-am plâns că nu mai aveam lacrimi în ochi. Seara vine plânsul, dimineața vine bucuria. M-a eliberat Domnul într-o dimineață. Atât de mult am ieșit în curtea pușcăriei și am zis, Doamne, ce-i cu asta? Am început să strig, sunt liber, fugeam pe curtea pușcăriei și oamenii se uita, românul a luat o raznă, eram singurul român între 1000 de oameni. A zis, a luat o raznă, românul, ia uite, e nebun, a luat drogul. Nu, m-a eliberat Dumnezeu, au căzut lanțurile. Bucuria, mai vă aduceți aminte de bucuria aceea când v-ați întâlnit cu Domnul? Vă aduceți aminte ce dragoste profundă, ce dragoste superioară, ce de cea lumească, ce bucurie a născut în inima noastră? Când Psalmul 126 spune, când a adus Domnul înapoi pe prinși de război, parcă visam, atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamul, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, de aceea este plin de bucurie. Fraților, condiția omului păcătos este totdeauna în dorințe și nevoi, dar nu pentru suflet, pentru trup. Condiția omului păcătos este totdeauna o condiție de nemulțumire, niciodată n-ai de ajuns și nu te satisface cu nimic. Condiția omului păcătos este o condiție total lipsită, degradată, este o pierdere a timpului, oportunității și binecuvântările lui Dumnezeu, Apocalipsa 22:11. Condiția omului păcătos nu poate fi tratată, vindecată, uitându-te la lume sau lucrurile din lume. Niciun doctor, niciun vrăjitor, niciun spital, nicio reabilitare, nimeni, nici părinții mei n-au făcut ce a făcut Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Condiția omului păcătos este totdeauna o condiție unde
Ești slugarnic la diavol, ești slugarnic la oameni, ești slugarnic la patimile tale și ești legat, lănțuit. Haideți să vă arăt ceva. Isaia 46, 42 cu 6. Eu, Domnul, te-am chemat. Fiți atenți unde e majoritatea oamenilor. Eu, Domnul, te-am chemat să dai mântuire, te voi lua de mână, te voi păzi, te voi pune ca legământ, să fii lumina neamule, să deschizi ochii orbilor, să-i scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Acesta este majoritatea oamenilor. Unde? De aceea noi mergem, de aceea noi vorbim, stăm cu Biblia și arătăm oamenii în calea și cineva și-a luat, a luat și cu mine timp și mi-a arătat. Frații mei, eram în Arad, lângă Siria, un rășel mic, nu știu că cunoașteți pe acolo. M-am dus și am început să bat pe la porți. Intram în curțile oamenilor, începeam să predic Evanghelia. Eram foarte agresiv să-i smulg din iad. Popa bătea clopotul, ăștia erau cu țuica pe masă, i-am venit cu apa vie. Și că americane, pleacă de aici, pleacă de aici. Nu. De 5 zile lucram acolo cu un frate misionar din Biserica Micalaca. La un moment dat era un om bogat, foarte bogat. Foarte bogat, și am zis, omule, ascultă, am să-ți dovedesc că Dumnezeul meu e un Dumnezeu al binecuvântările. Cum ai să faci? Am să iau o mână de pământ, am să o binecuvintez, am să o dau înapoi și am să-i spun, Doamne, dă-i omului ăsta un rod bogat să nu știe ce să facă cu el. Americanul a luat o razna. Dar Deuteronom, capitolul, fiți atenți, 28 cu 9, scrie acolo ceva, binecuvântările tale va fi în grânarele tale și pe tot ce vei pune tu mâna va fi binecuvântat. Am luat o mână de pământ, m-am rugat și am zis, Doamne, Tu ai scris, arată slava Ta, dă-i omul ăsta un rod bogat. Și l-am trimis înapoi. După 7 luni m-a sunat telefonul, Paul de la Arad, frate Alexandru, ce faci? Bine, tu ai fost aici la noi, da, mai ții minte acum 7 luni în urmă, da, în primăvară, da. Uite, m-a chemat omul ăla care a zis că ești nebun și a zis, vino să vezi ceva. Și a arătat tot ce i-a dat pământul. Zice, nu știu, nu cred. Paul, vorbește-i de Domnul acum, acum e timpul. Frații mei, haideți să vă spun ceva. La o piață în București, eu am să vă spun și niște minuni, pentru că minunile lui Dumnezeu trebuie vorbite, trebuie mărturisite. Noi suntem o minune că suntem aici. Minunea cea mai mare e că Dumnezeu ne-a mântuit. Și a doua minune este că Dumnezeu te-a eliberat și te-a vindecat. Dar slăvit să fie Domnul, spune Psalmul 105, vorbiți de toate minunile Lui, faceți cunoscut printre popoarii sprăvile Lui, ca să se bucure inima celor ce-L caută pe Domnul. Eram la piață, o femeie gârboavă, i-a târna fruntea, i-a atingea pământul, îndoită toată, soția mea a zis, să-i dăm niște bani, am zis, nu, hai să ne rugăm, am avut un demn să mă rog, m-am dus la ea și am zis, mamaie, s-a uitat la mine ca să-i dau niște bani, tu crezi că, de cât timp ești așa, zis, de mulți ani, crezi că Iisus e Fiul Dumnezeu, cred, mamaie. Crezi că El poate să te îndrepte? Dacă tu crezi, El poate, cred. Ne lași să ne rugăm, rugați-vă. Am pus mâna pe ea și eu, soția mea, ne-am zis să ne rugăm. Frații mei, ascultați-mă. În câteva minute după rugăciune, când am zis, Doamne, dezleagă-o, ridic-o, Doamne. Onorează-i credința, ridic-o, fă o minune cu ea. A început să se ridice. Îi trozneau și îi plezneau oasele în șira spinării, de s-a făcut un cerc de oameni și se închinau și nu știa să... Și a striga, sunt o păcătoasă, sunt o păcătoasă, sunt o păcătoasă! Pau, 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 a îndreptat-o Dumnezeu. Toată șira spinării la dreaptă. Plină de bucurie. Dar știți ce am zis? Mamaie, n-am să te las așa. Cel mai folosit mie să fiu cel mai sănătos om din iad. Mai este o boală în tine, mamaie. Care este aia? Păcatul. Hai să ți-l arăt. Salmistul spunea, Salmul 41 cu 4, scria, eu strig către Tine, spunea David, Doamne, eu strig către Tine și zic, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta. Avem o boală spirituală mai întâi, de boală trupească. Și am condus-o cu Biblia, l-a primit pe Domnul, s-a luminat și a plecat. Am pus mâna pe oameni în public și le-am spus așa, ascultă-mă omule, tu ai fost la mulți doctori pentru că ai inimă bolnavă și nimeni nu mai poate să-ți facă nimic. S-a dat înapoi și a început să plângă. De unde știi lucrul ăsta? Știe Domnul, te iubește. Împacă-te cu Dumnezeu că nu mai e mult de trăit. I-am dat Evanghelia și multe alte minuni. Eram la gură de metrou, mai am 2 minute, mai am. Merg? Nu merge. Până dimineață? E ok? Am o experiență cu Dumnezeu. Merge până dimineață, fraților? Hai. Bă, nu, glumeam. Dar un mesaj Dumnezeu azi. Are un mesaj pentru voi. Fiți atenți, am să vă spun ceva extraordinar. Când eram la o gură de metrou, ați văzut că acolo mă scuie pe oamenii, mă înjură, acolo smulge microfoanele, acolo e lupta. Da, pentru un suflet, spune Domnul, dau popoare pentru un suflet. Un suflet e atât de prețios înaintea lui Dumnezeu, atât de prețios e înaintea lui Dumnezeu, că noi nu mai punem prețuri pe ele.
Câte suflete se duc? 50 de milioane de suflete pleacă după lumea aceasta în fiecare an, fără nădejde, fără speranță. De aceea mă lupt, mă duc din oraș în oraș, mă lupt, mă duc pentru români, pentru americani, pentru olandezi, pentru toți. Am lucrări frumoase, Dumnezeu a făcut treziri. Adâncimea unei treziri spirituale este determinată cu adâncimea Duhului de pocăință. În Ezra, Niemaia, Izichia se întoarce la perete, plânge, varsă lacrimi. E Manase, cel mai rău om din care a făcut cel mai rău, Dumnezeu îl întoarce. De ce? Este ceva în lacrimi, frații mei. Ceva în lacrimi, Dumnezeu nu stă năpăsător. Nu stă năpăsător de lacrimile noastre. Îi mișcă inima. Lacrimile noastre îi mișcă inima. Și m-am dus, eram aici lângă am lucrat între olandezi și vreau să vă spun, eram la o gură de metrou. Și la un moment dat, ăștia au început să... A venit diavolul și a început să ne ocărească. Ne rupeau pliantele, se întărâtau. Diavolul era asupra lor, ne înjurau, ne smulgeau microfoanele și am strigat la ei. Am strigat la Domnul, am strigat, Doamne, oprește! Au coborât îngeri și ne-au aplaudau. Chiar și îngerii doresc ca noi să vestim Evanghelia. În capitolul Fapte Apostolului, capitolul 5, cu 20, spune că un înger s-a dus și a scos din temniță pe Petru și pe Ioan și a spus, duceți-vă în curțile templului și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. În Fapte, capitolul 18 cu 9, Pavel se întoarce la neamuri și Domnul îi spune într-o viziune, Pavel era amărât și a scuturat praful de pe ei, sângele vă să fie asupra voastră, mă întorc spre neamuri. Dar în inima lui se ducea o dorință arzătoare, cum să lăpăd eu neamul meu. Și Domnul vine noaptea și spune, Pavel, ascultă-mă, tu să vorbești, să nu taci. Pentru că eu am mulți oameni în cetatea aceasta că te se aud un cuvânt de la mine. Vorbește, Pavele, vorbește, nu tăcea. Eu sunt cu tine și nimeni nu pune mâna pe tine. Vorbește, Maria, vorbește, Ioane, vorbește, Vasile, vorbește, Mihaie. Vorbiți, vorbiți oamenilor, vorbiți. Pentru că și Pavel era un palavragiu al cerului, slăvit să fie Domnul. Eram într-un metrou, s-a închis ușile și mi-a plecat gura și am zis, oameni buni, v-ați rugat azi dimineață, 50 de oameni acolo. Și am început să le predic Evanghelia la oameni și am zis, omule, a venit gardianul, tu super oamenii, taci din gură. Cu oamenii n-au nevoie de asta. Și am zis, vă supăr? Și a zis, nu. Și am început să le predic Evanghelia. O femeie plângea, o femeie avea lacrimi și a zis, uite, Iisus Hristos te cheamă la mântuire. Și am condus într-o rugăciune, am zis, haideți voi care am predicat 20 de minute. Le-am spus de tot, Evanghelia lui Hristos. Ce înseamnă să fii mântuit, ce înseamnă să fii pocăit, ce înseamnă toate. Am văzut că oamenii ascultau și am zis, haideți să ne aplicăm cap. Haideți să ne predăm Domnului. Și am făcut o rugăciune, că așa am fost și eu condus, să mă predau Domnului. Nu știu câți au primit, dar știu că femeia a plecat cu fața luminată. Frații mei, haideți să vă citesc ceva, mai am un minut, să nu vă țin prea lung. Vreau să vă arăt ceva extraordinar. De ce? Fiți atenți, este mare bucurie. În Ezechiel, capitolul 34, cu 16, Iisus Hristos spune, este un portret al lui Iisus Hristos, spune, eu însuși voi paște oile mele, le voi duce la odihnă, voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă. Sunt aici între noi fii risipitori, sunt aici oițe pierdute în adunările noastre și Dumnezeu spune ție, El te va vindeca, El te va duce înapoi, El îți va lega rănile. Uite ce spune, oile pierdute, e oițele Lui, nu sunt cei de afară. Acei de afară nu citesc Biblia, e pentru noi cuvântul acesta, fraților. Va căuta și va întări, vrea să ne întărească, să ne caute, să ne vindece rănile, avem răni adânci în inimile noastre, făcute de alții. Dumnezeu vrea să pună balsam de vindecare azi, Dumnezeu vrea să ridice azi, vrea să ridice orice povară. Frații mei, spune acolo în Isaia 12 cu 3, veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Iisus este izvorul mântuirii. Iisus e cuvântul Lui, e izvorul mântuirii. Că noi ne adâncim în cartea aceasta, că noi luăm această carte cu seriozitate, că noi luăm și spunem, Doamne, arată-mi Tu, că de mulți dintre noi nu mai citim. Am vorbit cu oameni, de copii tineri, zice, de la 18-19 ani, zice, băi, frate Alexandru, părinții mei mă duc de silă aici, eu n-am treabă cu Domnul. Eu am treabă cu lumea, cu viața lumea acestea. Și am zis, da, dar vei sta înaintea Dumnezeului celui viu într-o zi. Și ce vei face tu la judecată? Dacă nu-L iubim aici, dacă nu-L cunoaștem aici, nici în cer nu o să-L iubim. E clar cuvântul, nici în cer nu o să-L iubim. Și Pavel spunea un mare adevăr, spunea Iisus și Pavel, și dacă este cineva în Hristos, este o ființă nouă, toate vechi s-au dus. Toate lucrurile acestea ne-a dat Dumnezeu și care ne-a împăcat pe noi cu El. Noi suntem ambasadori care mergem și împăcăm lumea cu El. Fraților, ce n-am putut să vă mai spun, trebuie să mă opresc, că mai sunt aici lucrări. Ce n-am putut să vă spun aici, eu
Am vorbit cu frate păstor, am adus niște CD-uri cu mărturia mea de 2 ore. Acolo veți auzi în detaliu cum Dumnezeu a lucrat, cum a trus în România. Am stat 36 de ani în Statele Unite, nu mai vorbeam limba română. Și când a venit, Dumnezeu mi-a pregătit o soție, am venit cu $100 în buzunar și cu o geantă mică. Direct din pușcărie am venit, pentru că Domnul mi-a zis pleacă. Pleacă că te caută oameni răi, aveam cazuri nerezolvate. A fost un om rău, un om violent, un om agresiv. Am fost într-o lume, interlopilor. A fost o lume rea, dar vreau să vă spun că m-am întâlnit cu Domnul și viața mea s-a schimbat. Îl iubesc din toată inima mea și vă iubesc pe voi, poporul lui Dumnezeu. Și de aceea vreau să vă încurajez la... Am adus niște CD-uri care nu vă cer niciun ban pe ele. Eu nu știu ce să vă cer, că nu pot să vă cer bani. Dar le avem la ușe când plecăm, le avem, am vorbit cu frate păstor, luați un CD, dați-l un om nemântuit. Poate n-ați adus bani, vi le dăm în numele Domnului, dar luați-i, vreau ca oamenii să fie mântuiți. Și lucrarea din stradă, sunt 2 CD-uri, una cu mărturia mea, puteți să ascultați în mașină, și una cu filmele, veți vedea acolo cum Dumnezeu face minuni, oprește ploaia, a schimbat vremea peste România, peste București, a făcut minuni, în Arganda de Rei, la biserica lui Zăgreanu, 40 de tineri, o femeie în cărucior, Dumnezeu a ridicat-o. Lucrurile acestea Dumnezeu le face. El caută oameni să lucreze prin noi și Dumnezeu a Iisus a spus, și voi veți face lucrurile care le-am făcut eu, ba altele și mai mari. Vă iubesc și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Și din toată inima mulțumesc fratelui păstor și vă mulțumesc voi. Și dacă după adunare, dacă cineva are probleme, vreau să mă rog peste voi. Dacă aveți o problemă, Dumnezeu mi-a dat harul ăsta să mă rog. Când o inimă e curată, Dumnezeu te ascultă, când noi ne curățim inima. Și am văzut lucrări minunate. Domnul să vă binecuvinteze, să vă facă un popor viu. Amin.